țin minte, erai taxator pe troleibuză. Da, nu? Da, da. Și știi la asta. Facebook-ului din cauza. Da, că erai amabil, vorbeai cu oamenii, da, drăguți. Da, și te-ai lăsat, nu mai ești în sistem. M-a scuzat. Nu vreau să mai lucrez în sistem din cauza, mai mult din cauza că întoarcerea biletului este înapoi. Asta. Dar ce, erai obligat? Le spuneai la oameni, nu mulțumesc, sau o luai și o strângeai ca gunoi, ce? Asta nu, nu e așa, e de ușor. Nu e ușor, așa, că dacă vine și te găsești cu biletul și ăla în mână, gata, înseamnă că ai luat bani. Da, adică chiar într-o zi, chiar stătie bilete, trei bilete, când lucram chiar. Da, da. Le-a pus cineva pe scaun sau cum? Nu pe scaun, l-a pus acolo pe locul ăsta de bagaj. Așa. Și au venit niște oameni de ăștia. Controlori? Nu, de ăștia care e Jehova cu credincioși. Da. Și au luat o cărticică. Da. Și am aruncat acolo, că am aruncat și pe urmă să iau și să citesc, știi? Da, da. Încolo vine controlorii. Și cărticică au numere peste biletele cele. Da, și eu crezut că tu ai ascuns biletele. Da, și au început, că bilet, știu. Act pe biletul și el, așa, așa mai departe, înțelegi, da. Bun, și actul ăla ce însemna? Reduceri din salariu, da, sau ce? Da, reduceri cu 10% din salariu. Pe o lună sau pe câteva luni? Pe o lună, pe o lună, ce? Da. Dar salariul, ca să înțelegi că la trolebuzele, vapșe la trolebuze, nu categoric, taxatorul nu are procent. Adică nu ies plan. Oricât ar încasa. Oricât, sunt alții care, de exemplu, lucrează cu femeie, de exemplu, sau lucrează, tot depinde de biletul ăsta, dacă faci levac, dar spun așa, levacul ăsta, iar așa. Faci, apoi trebuie să dai și la șofer ca să te acopere cumva, da? Ca să acopere, dar stârii, ca să ții pasageri, ca să ai tu planul, înțelegi? Așa. De atât și eu nu vreau în sistemul ăsta suplet. Și mai sunt alții care în 2016, când lucram, 2015-2016, m-am depistat cu niște legitimații false, nu că false, dar nevalabile, expirate ceva, nu? Primăria le-a pus în listă, dar nu a confirmat, știi, de exemplu, victimele represiunii politice, da? Ia uite. Ele sunt date din 2014, dar puse tocmai în 2016. Înțelegi care e? Îi lasă și? Da. Și oamenii nu au vrut să plătească și ai avut scandal. Carabinieri, Armata Națională. Dar cât? Ai lucrat o vreme? Câțiva ani, nu? Da, am lucrat și în autobuz și în troleibuz. Așa. Da. Dar două regii diferite. Este auto, da, și este transport electric. Da, parcuri și regia transport electric. De acolo e altfel. Acolo trebuie, ți-am zis, că și în 2016, când a fost reportajul și arătat cu tine, eu ți-am zis că la fiecare autobuz, la fiecare trebuie să-l dai, ca să-ți iasă plan. Să-i dai șoferului sau controlorilor? Și controlorilor și la Nicolae Stepanci, acolo, care chiar șeful, șeful îi dai, da, nu, coloanii. Am înțeles, da. Că să-i dai, că te ții la o rută bună, dar ruta bună, ca să înțelegi. Unde sunt mulți pasageri. Unde sunt mulți pasageri și care întorc biletele înapoi și care... Da, și sunt pe unele rute unde pasagerii întorc mai multe bilete înapoi și pe altele mai puțin, da? Sunt așa mai multe. Din oraș, care sunt alții care stiem de controlori și nu prea lasă, dar știi care e ideea? Încă pensate. Cel mai tare și mă enerva pe sate, la autobuz, că dădea cu tălneu cu te doi. Ca să nu-i dai bilet. Da, de exemplu, biletul e 3. Fără bilet și el dă jumătate de preț. Da, de exemplu, nu, că așa e sistemul făcut de mult, tipa, așa e sistemul făcut de mult, că... Oamenii s-au obișnuit să meargă cu jumătate de preț, chiar și nu le trebuie bilet. Da, și nu le trebuie bilet. Și biletul ăsta nu se... Adică nu se impozitează, nu se decontează și bani ce îi pui în buzunar. Eu în 2016 am spus că atunci erau 60 de autobuze, mi se pare că mergeau pe rute, apoi... Suburbane, da? Unele erau și pe rute. Adică toate, absolut, și în oraș, suburbii, minim 10.000 de lei pe zi. Ilegal pleacă cu întoarcerea biletului și așa mai departe. Fără evidență, fără bilet, da, și fără impozitare și tot 10.000 așa. 10.000 de lei minim. E estimat, da. E estimat văzând cât se ratează pe o rută. Da. Dar la troleibuză, acolo minim s-o coate. Care iau 20 lei, care nu iau deloc, care iau 200 de lei.
De biletele întoarse. Da, uh-huh. Și normal că de biletele întoarse. Și care mai găsesc scaun, care jos, care și cum. Dar am văzut și aici, și în trolebuz am văzut că dă numai un leu și merge fără bilet. Eu numai o stație și dă un leu, rar se întâmplă, da. O stație, două așa. Rar, da, care vor. Mai mult în suburbii, da? Da, mai mult în suburbii. Și cel mai tare și mai este așa de bagajul ăsta. Sunt taxatori care, nu știu, că regia transport și parcul urban de autobuze, mai ales controlori ești, Iana, sunt controlori care nu știe deloc regulamentele, uh-huh. Dar el te obligă să plătești bagajul. Chiar m-am dar regulamentul permite ca o geantă să o porți fără, da, inclus în bilet. Acolo, sau 30. Eu, iată, trotineta asta nu trebuie să plătesc, nu? Și încă și acolo merge 30, 60. Dimensiunile unui, da, bagaj permis. 30, 50, nu știu, uh-huh. 30, 20, 60 până la 50, 60, 1 metru, ceva genul ăsta. Uh-huh. Uh-huh. Și încă ceva, dacă nu incomodează pasagerii, este poți în regulament. Mai mare. Poate de exemplu, știu, căruciorul de copii sau, nu? Căruciorul de copii încă ar trebui să nu-ți plătească, nu? Nu-ți plătește dacă e copil, întrebi. Ah, că dacă îmble doar căruciorul, da, duci la cumpărături, îl plătești ca bagaj. Da. Dar încă ceva, dacă are 29 de kilograme jumate, dăm un noi ca bagaj, înțelegi? Aha, deci și greutatea contează, da, și cine greutatea. Știe să-l cântărească? Apoi de asta și spun, dar să mergi la principiu după regulamentul ăsta bagajului, da. Dar sunt alții taxatori, că s-a întâmplat că mergem... Sau nu cunosc, sau se fac că nu cunosc, sau contează pe necunoașterea călătorului. Da, dar care e panta, că regia transport electric sau parcul de urban de autobuze, încă în parcul urban de autobuze sunt taxatori care îi știu bagajul, nu s-a nimeni bagajul. Dar regia transport electric sunt oameni care real nu cunosc, chiar și taxatori, chiar și controlori, nu cunosc. Și am o să dau afară și așa mai departe. Dacă sunt noi angajați sau chiar dacă și lucrează mulți ani? Chiar dacă și lucrează mulți ani. Și îi lămurești. Ei, iau-te, este regulament, bagaj și așa mai departe. Nu, prea multe cuvinte, dai. Acolo nu citesc eu atâta. Da. Se duce că... Las, nu, că nu-i nimic. Că se duce la șofer în timpul mersului, care nu are drept categoric, deschide ușa la șofer. Să-l dea afară, da, pasagia. Da, oprește în steană. Da. Oprește, da. Și mai... Și te duci la regia transport. La și... șefii șefilor, care șefii, trebuie să știi toate regulile, la... că ei le-au aprobat. Da. Și încă ceva. În regia transport este regulament intern al lor și pedepsesc taxatorii, controlorii, dar este și de la decizia Consiliului Municipal. Care e regulament obligator, public, afișat, da, pentru toată lumea. Și, dar ei n-au respect. Și ele sunt diferite, da? Și ele sunt diferite, înțelegi? Care cum sunt regulamente care este ele, da, care e ideea că șefii ăștia, este acolo om special, care trebuie să fie obligat ca fiecare taxator știi măcar cât de cât regulament. Dacă, de exemplu, instruire dacă... din când în când să le facă, da, să verifice dacă știu, dacă țin minte. Da, măcar ceva, înțelegi? Că, de exemplu, eu să șerp bagajul și ăla, eu trebuie și măcar ceva. Sau dacă... Să te bazezi pe ceva, să da. Ai regulamentul afișat, zici asta, conform punctului cutare, dar altfel... Da, sau, de exemplu, lista de categorii, da? De exemplu, acolo sunt poliție... de frontier, militari, SIS și tot așa, da, veterani. Și tot. Este altfel. Aștia carabinierii, Armata Națională, am uia carabinierii au pus în listă. Dar după 2017, după și mai eliberat, eu m-am mai informat. A, deci de 2, aproape 3 ani nu mai lucrez. Da, din 2017 m-au concediat când mergem cu un... cu un student de Academie de Poliție, mergem în Revaca. Uh-huh. Lucram și îi spuneam permanent, băi, plătește, băi... Nu, e biletul și tot, că el avea carnet. Uh-huh. Și trebuie, dacă e student de Academie de Poliție, el prinie 90 de lei. Reducere ca să-și iei abonament. Nu, prinie 90 de lei, bursă. Așa. Și trebuie să iei abonament. A, era bani pentru special pentru călătorie. Cred că, dar ei se foloseau că au statut de polițist. Mm-hmm. Și... Luau și banii, dar și călătoriu, da, gratis. Da, și gratis. Șmeche.
Da, și... Și te-a pedepsit tine pentru da, acela. Da, mărți și i-am spus, nici nu l-am atins, de exemplu, cum e Elișa. Dar și puteai, și puteai să-i faci dacă el refuza. Nu, tot așa îți duci la șofer să-i zici să-l dai jos sau să chem poliția? Într-o zi sau... am zis că tu ai să te dai jos. Și zic că asta, fiormă, am făcut așa, nici nu l-am atins, băi, dă-te jos. Și zic că s-a zdrbijit, mă spus, s-a... Da? Autobuzul ăsta și l-am anunat alea. Și a scris plângere pe mine la Botanica. La care ideea că tați o lucrat Botanica la administrația parcului auto, da? Și la administrația parcului de autobuze. Și la poliție. Și la poliție. La care ideea că... Și cum să spun că tata lui a lucrat mult timp ca... ceva șef sau un fel de... Este la sânge. În ce organe? În poliție. Înțelegi care e ideea? Știi legile, da. Da. Și atât au zis că tipa, eu nu mai amestec, știi? Da, i-au dat idei. Da. Și te-o și amendat poliția sau doar, sau doar te-o dat am afară? Am venit. De la, au venit ei de la parcul de autobuz, m-au sunat Nicolae Stepanci. Hai vin înapoi, că eu eram dus de acasă. Am venit de acasă, hai vin înapoi, am venit, am scris o cerere, lămurire, explicație, da. O scuzați. Am scris o explicație. Și în baza la cazul ăsta te-a dat afară. Nu, ne-a scris proces contravențional. Eu avem toate actele în regulă. A, proces contravențional a făcut poliția, nu administrația, da, da, da. Nicolae Stepanci. Da, da. Că eu mă judecam. Pentru huliganism sau ce? Nu, da, pentru huliganism, da, dar eu mă judecam cu dânsul, înțelegi? Care ideea? Eu mă judecam cu dânsul. Procesul acela verbal, l-ai contestat și tot așa? L-am contestat și așa mai departe. Da? Și cerem avocat din contul, din contul lor, înțelegi? De la parc? De la parc. Înțelegi care ideea? Și ei n-au vrut. Ei nu că n-au vrut. Dacă eu avem... Ca să închide gura, te-o și dată. Ca să închide gura, hai că ne-au pus o amendă. Că tipa pentru victime represiunii politice îi spune, băi, dar ce victime? Ai că tu n-ai drept. I-am spus lui una, o tante, am obligată să plătească. Uh-huh. Eu venit, a scris plângerile la Nicolae Stepanci. Nicolae Stepanci, când lista aceea nu era confirmat, el ne-a pus 15% din primă. Deci a fost ca și cum pedepse graduale până când te-o concedea. Da, 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 deci au procedat conform codului muncii. Da, 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 tipa mustrare aspre, 15% și după concediere. Da, 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 tipa ca să mă preseze, știi? Și m-au concediat și încă în concediere. Deci altfel, ordinul acela de concediere. Da, un ordin. O pus un om care acolo legat cu băutura, știi? Ceva de genul ăsta. Era eu acolo în călcările mele și un om, adică pe a doilea parte de foaie, cu persoana dată și aia. Și un încurcat, a luat un formular de altă dată și sau ce? Nu, a pus și omul și ăla, tipa da, să... A, adică în același ordin i-a eliberat pe doi. Da, 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 ei. Și pe mine m-a pus pe baza că el... Pa el bie și un altă, da. Dar și treaba aia și fiecare răspunde spun, pentru da, el. Da, fiecare răspunde pentru el. Mă tin cu ordinul, ar trebui să fie individual sau ce dracu. Păi da, unul singur, știi? Dar e în analizmă. Și amu te-ai mai angajat oficial undeva? O întrebat cineva de ce ai fost dat afară sau nu? A, oficial nu lucrez. Nu lucrez nicăieri, că am... Carnetul de muncă la tine. Da, e la mine, că e stena, dar așa am putut să spun că... Unde nu m-aș duce, câte cereri n-am scris, și la primărie, și la... Despre situația asta e relatat, da? Și despre situația asta, și am scris și la guvern, și la parlament, și la statul locul, am scris și nimeni n-a luat. Dar ai registrat oficial petițiile astea, da? Da, oficial, exemplarul este 2, două exemplare, știu. Și măcar formal nu ți-au răspuns? Eu răspuns că noi nu avem nu s-o treabă. Confirmat sau nu-i competența da, noastră. Și mă, că nu voi aveți încălcări și așa mai departe. A, deci te-ai plâns de faptul că ai fost concediat. Da, și de asta și de... Dar ilegalitățile care se facă. Dentul și ala, va fi a mărți în judecată. Eu am... De la Academia Militară. Da, eu am lista. Acolo scrie poliția, numai polițiștii au drept. Angajați-i mai... Poliția. Studentul de Academia de Poliție nu... Încă nu-i poliție, da. Eu încă nu știu că se termine facultatea. Da, acolo era lista aceea care cu... cu studenții aceia care da, erau da, da. Făcute, am luat-o, m-am dus, am depus eu cerere și am ne-a dat-o pe mine, știi? Și
ne-a scris acolo la Direcția Generală Transport, ne-a scris că numai polițiștii au dreptul. Studenții de Academie de Poliție nu au dreptul și trebuie să părăsească necondiționat, adică să părăsească transportul dacă nu achită. Dacă nu achită, da. Și am mers în judecată, am mers la judecata judecătorie botanică. Mm-hmm. Ba, el nu vine. Ba, agentul constatator nu vine. Ba, omul altă. Și încă ceva. Avocatul din parcul de Bălănuț, Bălan sau ceva genul ăsta. Avocatul. O venit și ține cu clientul, călătorul sau cum? O venit? Și eu am un cunoscut care știi cum, care el știe sistemul, știe sistemul și și el a încercat, hai tu spune că ai fost în acolo și spune că ai fost, ca să dai mărturii false la judecată. Avocatul, cum se spune, procent, martorul meu, îl... Până la urmă, cum s-a terminat procesul? Eu trebuie să plătesc 400 de lei, statului. Da. Amendă. 400 de lei amendă din cauza... Încă ghinic acela nu a făcut acțiune civilă împotriva ta să-i plătești pagubă morală sau asta-i. Materială. Asta-i, da. Ești la Regie Transport, îți spun că mulți îmi zic, e că tu ai fost taxator cel mai amad, de și te-ai dus. Băi, dacă așa e sistemul. Nu m-am dus, m-ați dat afară, nu? Ultim m-au dat afară. Sau de la troleibuz ai plecat, de la autobuz te-au dat afară? Când am lucrat eu în timp oricare, am lucrat în troleibuz, urmă m-am dus și am mai lucrat astea, și iar m-am întors în autobuz, că m-a rugat șoferul. Un șofer m-a rugat, haide să... Dar mai sunt câteva rute private, poate aceia, nu? Am văzut, iau-te, 23, am văzut că au biletele lor, nici acolo, da? Acolo sunt neamurități. Nu-i de asta, înțelegi? Care, când au fost pe timpul lui Chirtoacă, te spun așa și este, când au fost pe timpul lui Chirtoacă, rutile astea 23, trebuie să vii, e că pe mine cel mai tare și m-a ofensat, e că poate și un nașit. Și dacă persoanele date estena, poate să vii la o ședință publică, primari, consilieri și n-aș fi chiar și amuia consilieri, zic că vor reformă în transport, cum amuia. O să facă. Eu din mult îi scriu și lui Chirtoacă, și lui Ceban, și lui Ruslan Cotrean mi-am scris mult timp. Adică, și-o faci. Adică, eu ca pasager, amuia pe mine mă indignează când controlorii nu-și fac lucrul lor, ca să înțelegi că ei trebuie să controleze, dar ei merg lijbă și controlează. Dar și își plinesc. Dar cum nu prind dau jos și pun amenzi, nu? Spun că îi fac ilegal, înțelegi? Fac am ilegal asta. Că chiar anul trecut, mergem, pentru o cutie mititică, el a dat jos pasagerul se duce, nu știu, în segregie, și-a chemat poliția și l-a luat la poliție. Care deloc nu, pur și simplu eu te-am întrebat. Dar ăsta e taxator, nu controlor. Controlorul a dat jos. A, da? Da. Controlorii sunt în grup, nu îmblă singur, sunt câte trei. Da, câte trei, depinde. Și asta. Dar am zis că nu mai vreau să mă mai duc în sistemul ăsta, că concret corupția și legalitățile sunt la primul nivel. Oriunde te duci, pe șantier e corupție, și la piață e corupție, da, și în medicină e corupție, și în școală e corupție. Nu e așa, da? Nu așa, că se poate din troleibuz, ți-am spus, undeva 30.000 de lei pe zi. Din piatră seacă moldoveanul stoarce, mai ales banii nedeclarați, ilegali. Da, și chiar să le spui cumva, haide băi, și vom schimba, vrei, Cristiană? De că chiar să... Și așa e, ca idee, știi? Să iei toți taxatorii, da, care fac ilegalități concrete, care fură, chiar cum s-a zis că anul trecut, o veste, anul trecut sau anțăși, nu știu cum. Mă sudat. Anul trecut sau mai în anțăși, nu știu cum, au găsit la 22, lucra femeie cu bărbat, am auzit și eu, încă nu lucram, dar am auzit și eu. Tăiat bilet la Xerox, numai două bilete. Oho! Dintr-un prițe băcșit. Se închepă ei câte ruble. Și plus vreo 500 de lei în plus, mă te-am găsit. Oho!
Și asta, și după asta... Exploatau transportul public ca să-și facă lor bani. Și... Eu am propus să fie chiar transportul public subvenționat 100%, să nu mai trebuiască taxatori, câte sute, 100, 200, 300 de oameni s-ar elibera. Dar măcar n-ar mai fi atâta corupție. Totul nu e subvenționat, că biletul nu costă 2 lei. Biletul costă 8 lei, probabil, cheltuielile astea, nu? De transport. El e subvenționat 70-80%. Eu am zis să fie gratuit și oamenii să circule cu transportul public ca să nu... Nu știu, care ideea așa, nu? Să fi foarte sigur dacă primăria sau decizia Consiliului Municipal sau regia transport cu parcul urban de autobuze să stopieze categoric corupția asta care este. N-ai cum, trebuie să fie bilete electronice, trebuie să fie aparat care citește biletul, să nu depinzi de om, de... Factorul uman. Factorul uman, mai ales aici în Balcani, la sărăcii, tot timpul e tentat să fure, să ascunde, să bage pe sub mână, să dea biletul înapoi și tot așa. Înțeles pe tine, dar știi care e ideea? Că peste taxatorii ăștia, și indiferent din parcul de urban de autobuz sau din trolebuz, care încalcă, chiar care încalcă grav, să fie concediat. Da, dar mi se pare totuși nedemn să-i chem, să-i percheziționez sau acolo față de călători, să îmble, să bâșbăi taxatori, mi se pare chiar nedemn. Da, dar înțelegi că încolo... Sau acolo, în parc, seara, dimineața, știu că vă percheziționați. Dar știi care e ideea? Că în decizia Consiliului Municipal scrie că buzunarele personale n-ai dreptul. Dar regia, că ți-am spus că sunt două regulamente. În regulamentul regiei transport electric, este că buzunarele personale trebuie să le dai lor la controlori să le controleze. Poate eu am ascuns ceva acolo, am prezervative, tampoane, da, treaba mea, gumă de mesticat. Da, e viața mea privată, intimitatea mea, cum să mă bâșbui așa fără... Și în contract, când am citit, eu chiar am citit contractul, chiar mai dă una, chiar nu se jaluie ea că m-a controlat pe buzunare. Și așa mai departe, eu am citit că am contractul acasă. Am citit doar buzunarele, adică doar forma. De la uniforma, da. Da, ori forma și adică geanta care ții, adică banii și biletele și banii, da. Bani. Borseta aceasta. Da. Este totuși scaută de treabă, delicată nu mai treabă, dar e clar că nimeni nu vrea să facă o schimbare și de atâta schimbare nu se face. De asta și spun. Au interes, au de câștigat. Schimbi o astea, să perfecteze, chiar cum zice eu, să unească regia transport, cum zice eu ei. Autobuzul, electrolebuzul, da, fie aceeași regie, tot transport înainte, public, da. Sau dacă nu, să perfecteze toți controlorii, taxatorii în controlori, știi care e ideea? Să spui regulament și așa mai departe, că sunt taxatori din de a învăța și să ridici salariul. Înțelegi care e ideea? Soluții sunt, nu trebuie inventat bicicleta, toată lumea civilizată a găsit soluții și noi îmblăm ca pe timpul urechean cu microbuze, ia ca fără bilet sau un autobuz bilet de 2 lei.